Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here. Pentru clipul de astăzi am fost nominalizată la un tag și anume numele meu în parfumuri. Am fost nominalizată de către Sabina Rusescu, al cărei canal o să las jos în cutie de descriere. E un pic mai complicat, pentru că în primul rând începem cu această buburuză pe care o am în piept, pe care am primit-o de la logodnicul meu ca și mărțișor. Așa. Iar în al doilea rând vreau să vă explic ce presupune acest tag. Acest tag presupune să spui câte un parfum sau măcar să arăți câte un parfum din numele tău. Am încercat să fac cu Manuela, însă m-am blocat la litera U. Și sunt blocată pe această literă de ceva timp. Am căutat și pe Sephora și pe Douglas și pe foarte multe site-uri care se ocupă cu parfumuri, dar nu am găsit un parfum care să înceapă cu litera U. Nici măcar un brand care să înceapă cu litera U și are parfumul. Așa că am făcut și pentru Manuela, în care U l-am înlocuit cu V. E UV și am zis că e aproape și o să treceți puțin de tot. Dar am făcut și cu Adriana, pentru că acesta este al doilea nume al meu. Unele parfumuri le-am avut, alte parfumuri le am, sau unele doar am încercat mostrele și mi-a plăcut foarte, foarte mult. De aceasta, pentru parfumurile pe care le am, am sticlele lângă mine, iar pentru celelalte o să inserez o poză aici ca să vedeți despre ce este vorba. O să începem cu numele Manuela. Literei M, eu i-am acordat sau i-am atribuit parfumul Miss Dior de la Dior. Este un parfum care îmi place foarte mult. Un parfum pe care l-am primit mostră de la cei de la Douglas, cred, nu mi-aduc aminte exact de la care dintre ele, dar mi-a plăcut mult de tot. Este un parfum care mi se potrivește și nu știu să vă explic exact pe ce miroase, însă dacă miros un parfum, știu să spun dacă îmi place sau nu. Nu știu să vă spun ce arome are, nu știu ce note are, așa mai departe. Chestiile astea se pot citi și pe internet și nu cred că facem aici citirea notelor parfumurilor, însă îmi place mult de tot. Bine, toate parfumurile pe care le am aici îmi plac mult de tot, de aceea le-am ales și mi-am stors creierii în ultimul hal. Bine, să trecem mai departe. Următoarea literă este litera A, căreia i-am atribuit parfumul Alien de la Mugler, fetelor. Și băieților, acest parfum este unul dintre parfumurile mele preferate, fiind un parfum dulce și persistent și unul care rămâne mult timp în încăpere și pe haine. Cred, din câte mi-aduc aminte, că acest parfum l-am avut de două ori, mi-a plăcut mult, mult de tot. Unul l-am primit de la Claudiu când m-am întors din Statele Unite și unul l-am avut înainte, dar îmi place mult, mult de tot. Este un parfum pe care l-aș recumpăra de multe ori, însă acum aparent am alte gusturi și alte interese și trebuie să cumpăr altele pentru că niciodată nu am destule parfumuri. Mai departe, am un parfum pe care îl am fizic în două exemplare, varianta mini și varianta mare. La mine am doar varianta mini pentru că cea mare am zis că nu mai aduc și pe aceasta. Este vorba despre parfumul de la Nina Ricci. El se numește Nina Rouge. Arată ca un măr. Asta nu arată chiar ca un măr adevărat, însă celălalt, varianta mare, să știți că este mărul de la Apple, așa arată. Este o sticluță roșie care are o mușcătură foarte interesant. Miroase dulce. Nu știu exact care este treaba cu el, însă eu după ce îl spreiez pe corp, îl simt. Îl simt pe haine, dar după un timp nu-l mai simt. Cred că m-am obișnuit eu cu el. Nu cred că este un parfum care să dispară așa de repede, având în vedere că este apă de parfum. Urmează litera U, pentru care mi-am stors creierii, cred că două săptămâni, că știu de acest tag de ceva timp, însă nu am avut timp să-l filmez, dar mi-am stors creierii și încă îmi stors creierii pentru că nu știu niciun parfum care să înceapă cu litera U, nici măcar un brand sau un parfum care să înceapă cu litera U. Așa că, dacă voi știți, nu uitați, lăsați asta în comentarii, că sunt tare curioasă, dacă voi știți un brand sau un parfum care începe cu litera U. Și am ales litera V, pentru că este și următoarea și este un pic mai versatilă.
Pentru acesta am ales Velvet Orchid de la Tom Ford. Este un parfum pe care l-a avut verișoara mea, pe care i l-am cumpărat ei și am avut ocazia să-l testez. Îmi place mult de tot. Bine, brandul Tom Ford este un brand foarte, foarte bun pentru parfumuri. Toate parfumurile pe care le-am încercat de la el miros extraordinar de fain. Ăsta este unul care îmi place mult de tot. Este un parfum pe care îl simt doar dacă mă gândesc, nu știu cum să vă explic, îl simt chiar dacă mă gândesc doar la numele lui. Îmi imaginez sticla și imaginez cât de mult mi-a plăcut și cât de mult mă certa verișoara mea, pentru că eu nu mă dădeam o singură dată. Atât de mult îmi plăcea că mă dădeam de mai multe ori și e puternic. Este un parfum foarte puternic. Bine, și prețul este pe măsură, însă dacă aveți ocazia măcar să-l mirosiți, miroase foarte fain. Bine, de la Tom Ford sunt mai multe care miros foarte fain, tabac cu vanilie și așa mai departe. Asta mi-a plăcut mai mult decât cel de vanilie, ăla era cam puternic și cam tare, nu știu. Următorul parfum este un parfum pe care l-am avut. Bine, îl am sticluța pentru că este la Empties. Este vorba de parfumul Etro Chantum, care arată așa. Vreau să vă spun că acest parfum l-am avut și în Statele Unite. Și vreau să vă mai spun că de fiecare dată când purtam acest parfum, toată lumea m-a întrebat ce parfum porți. Este un parfum foarte interesant, un parfum pe care nu o să-l găsiți atât de comun ca și celelalte. Celelalte sunt dulci, fresh, așa mai departe. Ăsta este ceva special, ceva... Este un parfum pe care, dacă îl folosiți, vă asigur eu că o să întoarceți privirile și lumea o să vă oprească pe stradă și să vă întrebe ce fel de parfum folosiți. Este un parfum superb, interesant, merită să-l încercați. Măcar să-l mirosiți o dată și apoi să vă dați cu părerea. Următorul parfum atribuit literei L este La Vie Belle de la Lancôme. Acest parfum mi-aduce aminte de o prietenă din copilărie. Este un parfum foarte elegant, dulce, foarte dulce, îmi place mult de tot. Iar de fiecare dată când mă gândesc la acea persoană, îmi imaginez acest parfum. Îmi aduc aminte că îl folosesc odată la biserică și ne întâlnisem și na, ne-am pupat că ne-am întâlnit, nu știu cum. Atât de mult mi-a plăcut parfumul încât mi-a rămas în minte acea amintire și acel parfum. De fiecare dată când mă întâlneam cu ea, îi spuneam, dar ce parfum folosești, dar ce parfum? Și mi-a zis, da, La Vie Belle de la Lancôme. Iar ultimul parfum din numele Manuela, atribuit literei A, este Amber Elixir de la Oriflame. Acesta l-am primit de la mama mea. Acesta miroase într-un fel interesant. Are un ambalaj foarte frumos. Sticla este de un albastru vernil minunat. Are un capac așa roze. Foarte, foarte fain. Ambalajul de nota 10 miroase... Interesant, miroase diferit de ceea ce am eu, diferit, nu miroase dulce, miroase a... nici nu mai știu a ce miroase. Miroase mai fresh, miroase mai a vară, eu îl văd purtat vara. Varianta aceasta Amber Elixir, există și în mai multe variante, să zicem așa, acesta este cristal. Da, apă de parfum, însă nu persistă la fel de mult ca și celelalte pe care le am. Și diferența de preț este destul de mare, așa că nu cer imposibilul la, nu știu, 100 de lei, să zicem, sau cât costă acesta. Bun, mai departe, zicem la numele Adriana, iar primei litere din acest nume îi atribui brandul Ariana Grande, pentru că nu am găsit încă un parfum care să îmi placă și să-l cunosc, care să înceapă cu litera A, iar de aici am încercat Moonlight. Este un parfum dulce, dar este dulce și el ca parfum, dar și ambalajul este foarte dulce. După cum vedeți, are acel fâs-fâs, care este doar de formă, dar este foarte interesant. Am mai avut un parfum de acest fel, cred că de la Avon, acum mulți, mulți ani, și mi-a plăcut atât de mult, dar nu știu ce s-a întâmplat cu el, că cred că am stricat eu fâs-fâsul acela sau chestia ce se apăsa pe ea și ieșea parfum. Dar mi-a curs tot parfumul și n-am mai avut parfum în acela, deci doar sticluța a rămas. Este un parfum dulce, după cum spuneam, dulce și în interior, dulce și la exterior, pe care l-am făcut cadou uneia dintre colegele mele de la servici, ca când a fost ziua ei. Eu am fost delegata care a cumpărat un parfum și a trebuit să aleg un dulce și l-am ales pe acesta. Un parfum foarte dulce, foarte interesant. Următorul parfum atribuit literei D este Daisy de la Marc Jacobs. Pe acesta l-am încercat la o prietenă, tot așa am fost foarte, foarte încântată de acest parfum, pentru că este tot așa un parfum mai fresh. De la acest parfum am avut însă crema, când am fost în Statele Unite mi-am cumpărat-o și mi-a plăcut mult de tot și crema.
Bine, acum sunt o mare iubitoare de creme. Până acum nu eram eu așa foarte fancy cu cremele, dar să știți că în ultimii 2 ani chiar am început să folosesc tot mai multe creme de corp, să-mi hidratez pielea, pentru că am văzut că este din ce în ce mai uscată, se usucă și așa mai departe, mai ales iarna. E teroare. Dar să revenim la parfum. Este un parfum foarte interesant și îmi place mult de tot sticluța acestuia. Marc Jacobs are în general sticluțe interesante. Acesta are și o linie de machiaj și haine și accesorii și așa mai departe. Foarte interesant parfumul. Dacă nu îl cunoașteți, puteți încerca să vedeți și cum miroase. Mai departe, avem litera R. Fetelor și băieților, litera U este supremă, adică nu poți să n-am găsit niciun parfum. Pentru acesta, un parfum cu R pe care să-l cunosc nu am găsit. Dar să știți că m-am gândit la parfumul Paco Rabanne, de la Paco Rabanne, pentru că Rabanne are R. Este vorba despre Olympia. Mie îmi place foarte mult parfumul de bărbați One Million. Este un parfum foarte interesant. Un parfum care are un miros special, nu știu, se păstrează și pe haine foarte interesant. Dar varianta de la One Million pentru femei este Lady Million, care nu m-a dat pe spate, sincer. Adică e mai fain cel de bărbați. Însă m-a dat pe spate cel de la Olympia, îl avea o colegă de-a mea și l-a cumpărat odată într-un set de pe Elefant sau ceva de genul și avea și cremă și așa. Și l-am folosit într-o zi. Am rămas plăcut surprinsă cât de mult a rămas pe corp și că era dulce. Că, după cum am spus, mie îmi plac parfumurile dulci. Mai departe, vorbim despre un parfum atribuit literei I. Este vorba despre parfumul Elixir de la Jimmy Choo. Fetelor și băieților, arată ca un club de disco, cum să vă explic eu. Este așa un... bine, acum depinde de dozaj, dar l-am văzut odată în Marionneau, lucra acolo un prieten și mi-a zis, hai să-l încerc să vezi cât e de fain. Deci miroase, într-un fel. Este unul dintre parfumurile pe care l-am în noua listă de dorințe de parfumuri. Am cred că vreo 3. Acesta și încă 2. Dar despre asta o să vorbim noi altă dată, când se apropie ziua mea, să vă spun despre parfumurile pe care mi le doresc. Cum am spus, niciodată n-am destule parfumuri și mi-ar place să mai cer mai multe parfumuri. Însă înainte să pregătesc lista de acea de ziua mea, să-i spunem, sau lista de dorințe, îmi place să mă duc în magazin să încerc parfumul, să văd cum miroase, dacă mi se potrivește mie personal, pentru că poate el este cel mai interesant și mie nu-mi place. Bun, trecând peste asta, este un parfum foarte senzual din punctul meu de vedere, îmi place mult de tot, mai ales pentru că este dulce și arată ca un club de disco. Pentru următoarea literă am atribuit brandul Armani cu parfumul Ocean di Gioia, se numește, pentru care o să vedeți că am în Empties pregătit deja o mostră pe care am avut-o recent. Foarte, foarte interesant. Este fresh. După cum am spus, mie îmi plac parfumurile. Care îmi plac mie, îmi plac. Nu există, îmi plac doar parfumurile dulci, sau îmi plac doar parfumurile fresh, sau îmi plac doar parfumurile nu știu care. Nu, îmi plac parfumurile. Îmi plac și parfumurile de bărbați care miros fain, îmi plac și parfumurile de fete care miros fain și așa mai departe. Asta este unul care este puțin mai atipic, pentru că în general, să spunem, îmi plac parfumurile care sunt mai dulci. Asta este mai fresh, la fel ca și acesta Amber Elixir și altele despre care v-am povestit. Mai am 2 parfumuri, unul care l-am atribuit literei N și este vorba de un parfum care nu cred că se mai află pe piață. Este vorba despre un parfum de la Yves Rocher și anume Neroli. Este un parfum minunat de dulce. Era un pic mai scump pentru că nu era un brand high-end, mi se părea că era un brand așa de masă, cum este Avon și Oriflame, puțin mai sus decât ele, însă să știți că este un parfum floral minunat, care are note de portocale, pentru că la asta m-am uitat recent să văd ce note are. Are miros de citrice îmbinat cu flori și cui nu-i plac florile? Adică suntem în luna martie, o lună a florilor și a renașterii și acum o să vină toate florile la mine, pentru că mie îmi plac toate florile și parfumurile cu flori. Mai ales în această perioadă sunt cele mai interesante. Iar ultimul parfum despre care vorbim este Little Red Dress de la Avon. Pentru că Avon începe cu A și Adriana se termină cu A. Este un parfum mai special. Din punctul meu de vedere, toată lumea cunoaște Little Black Dress și din punct de vedere vestimentar, pentru că toate fetele trebuie să aibă acea micuță roche neagră care să meargă pentru orice eveniment.
Dar și parfumul era unul interesant, însă când au venit ei pe piață cu acest Little Red Dress, pe mine m-a lăsat mască. Este un parfum foarte fain, unul dulce. Acum nu știu dacă miroase la fel ca pe vremea când mi-l aduc eu aminte, însă mie mi-a plăcut mult de tot atunci când l-am încercat, când l-am avut și da, de ce nu? Vi-l recomand, doar că aș vrea să-mi cumpăr, tot am avut tentația aceasta să-mi cumpăr acea variantă mini, să văd dacă miroase la fel, însă am existat de fiecare dată, dar nu înțeleg de ce, pentru că ea costă cam 10-15 lei ca să văd și eu cum miroase, dar da, nu știu exact dacă să optez pentru ceva ce am avut sau pentru ceva ce l-am avut, ce anume de Today, Tomorrow, Always, ceva de genul, tot de la Avon, însă rămâne de văzut pe când vine următoarea comandă. Acestea fiind spuse, ar trebui să dau acest tag mai departe, însă la momentul de față cred că toată lumea a făcut acest tag. Pentru că eu am fost o întârziată și mereu sunt o întârziată și îmi pare rău pentru asta, dar încerc să-mi gestionez timpul cât de repede pot și cât de bine pot. Dar sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Iar în secțiunea de comentarii vă invit să-mi spuneți odată dacă știți cumva un parfum care începe cu litera U sau un brand care comercializează parfumul cu litera U și dacă v-a plăcut acest clip. Să-mi spuneți ce părere aveți. Până data viitoare, aveți grijă de voi, vă pup, toate cele bune, bye!